Un detașament format din 120 de militari din Forțele Terestre Române de la Brigada 9 Mecanizată Mărășești și din Forțele Navale Române participă la modulul de pregătire Platinum Lynx 16-3 în poligonul militar Baba Dag în perioada 21-27 martie. În cadrul acestui modul de pregătire, militarii români se vor instrui în comun cu peste 200 de militari din armatele Bulgariei, Sloveniei și a Statelor Unite ale Americii. Aceștia vor executa antrenamente care includ trageri cu muniție reală cu armamentul din dotare, acordarea primului ajutor în zonele de operații, precum și exersarea procedurilor de comandă și control la nivelul subunității, potrivit Agerpres. Modulul are ca obiective creșterea interoperabilității între forțele participante la exercițiu, menținerea capabilității de dislocare și instruire în comun, dezvoltarea unui mediu regional favorabil, cooperării militare multinaționale și creșterea profesionalismului militarilor.